Excursii la cotnari, frigidere, mașini de spălat, televizoare sau autoturisme Audi A3. Cotnari, parteneri de vară. Sprinter AGM, autogara călătoriilor tale. Transport trasee județene. Sună la 0761 775 733 sau vino la sediul nostru de pe strada 22 decembrie numărul 24 vis-a-vis de Penny Market Pașcani pentru mai multe detalii. Sprinter AGM, cu noi călătorești în plăcere. Ne-am întors la Extrem Problema Democrației, invitat deputatul Vasile Câtea PSD, deci cu prezidențiale ne-am lămurit, nu? Adică sau ne vom lămuri? Rămâne așa cum era. Ne vom lămuri la începutul săptămânii viitoare. În privința deci candidatului PSD. Sau v-ați dori, ați vedea oportună o formulă comună. Da, eu, mai mare. Șansele clare că sunt mai mult într-o alianță extinsă, lucrurile pentru că altfel, pe fărâmițare... Pierdem toți și... Greu de crezut că Tăricianu, candidatul PSD, cine mai fi... Și candidatul pro-România... Va intra vreunul în turul 2. Și atunci vom avea turul 2, probabil Iohannes cu Barna. Dacă stânga n-are o strategie... Ar fi fantastic. De ce? Da, apropo, dacă în situația asta, că am văzut că tot apare situația unui turul 2, Iohannes Barna, cu cine ați votat? V-ați gândit? Nu, spunem că... Nu. Deci... Dar nu mi răspundeți ca politicianul, că nu există așa ceva. No, ok, no, faceți abstracție. Nu mă duc la vot. Deci asta e... A, deci nu mergeți la vot. N-am niciun fel de... Că am văzut că multe semnale din zona PSD ar fi că l-ar vota pe Barna. Da, mă cert. Da, deci matematic... De ce? Matematic. Pentru că de Iohannis suntem sătura, am văzut ce face. Ce a făcut? Adică, bun, dar și eu multora le-am spus. Adică măcar încercăm o altă rețetă. Bun, dar nu vă gândiți că Barna USR-ul poate fi o soluție chiar mai radicală decât, poate că PNL-ul și Iohannis încă au fost moi. Dar vine un radical din ăsta cu care nu puteți discuta la Cotroceni, să zicem. Nu vă gândiți și la varianta asta, dacă e bună, va fi convenabilă. Și care a fost dialogul cu Iohannis? Deci ok, poate fi, exact, poate fi. Dar eu cred că nu poate fi mai rău. Da, spuneți-mi, imaginați-vă dacă era Băsescu președinte acum, cu ceea ce a făcut PSD-ul, sau mă rog, cu toată încrâncenarea asta, cum ar fi arătat scena politică? Adică Iohannis, mi-e părerea mea, el știți că a fost acuzat chiar din zona drept că nu face nimic, că e prea moale. Deci, dacă era Băsescu, nu știu ce ar fi ieșit. Sunt lucruri la care nu pot, petrecându-se, nu putem vorbi, da, pentru că sunt atât de complicate, nu știu cum le poți analiza sau cum poți descifra un asemenea Eu cred că o bătălie Băsescu Dragnea, nu știu unde ne-ar fi dus, încheiem capitolul. Bun, la nivel local, situația e la fel de încălcită, a luat un scor, ca spune, neașteptat de slab și pe municipiu, 15%, deci, și pe județ vreo 20 sau 21%. Cred că cele mai negre gânduri. Niciodată. Nici o secundă nu m-am gândit că nu vom avea 3 în față. Deci, da? Și în momentul în care mă uitam și vedeam rezultate. Sondajele la exit poll, nu venea să cred. Totuși încercam să cred că încă e o mare greșeală sau eu știu ce dracu s-o fi întâmplat. Sau... Trei pe Național sau pe Iași? Pe Iași. Nu, și pe Național, da. Și pe Iași. Deci nu... Bun, dar rezultatul pe Iași cum l-ați primit? Că îmi se pare că a fost pe Iași șocant. Ne așteptam la o înfrângere pe municipiul categoric, ținând cont și de compoziția electoratului. Deci, bun, avem pe municipiu întrebarea nu era dacă pierdeți alegerile, și dacă ieșiți pe 2 sau mai degrabă pe 3. Iar la fel. Deci, vorbim iar, ne întoarcem la sport. Eu întotdeauna, ca sportiv, am făcut tot ce e posibil pentru victorie. Întotdeauna. Conștient fiind că la un moment dat, chiar și sunt cu șansa a 3-a, 4-a, 5-a, îmi făceam datoria și dădeam în mine tot ce aveam pentru locul 1. Ok, altă dată primea locul 1, altă dată 2, altă dată 3, dar făceam totul pentru locul 1. Și acum am făcut tot ce ne-a fost în putere. Da? Numai că nu am reușit să ajungem la om. Deci nu, până aveți 66 de primari, ce au făcut oamenii ăștia?
Deci, ziua votului. Sau, știți, mă rog, ce se întâmplă? E un paradox. E un paradox care... Eu merg în județ, mai ales acum fiind vacanță, aproape zilnic pot să zic că mă duc într-o comună. Nu este comună în care să nu fie măcar unul, două șantiere deschise. Fie că se asfaltează, fie că se lucrează la instalații de canalizare, fie că e vreo școală, vreo grădiniță, vreo creșă. Deci toate, în toate comunele, cel puțin un șantier, dacă nu două, obligatoriu le găsește. Mi-aduc aminte de vremurile când eram copil, eram cu organizația de tineret, ca să spun așa, copil, că nu eram chiar copil, că aveam 33 de ani atunci. Dar era președinte domnul senator Solcanu. Uh-huh. Când venea o investiție de 100.000 de dolari la vremea aia, uh-huh, era sărbătoare în sat, în toată comună. Era de... Acum se răstoarnă cu roaba, ca să spun așa, milioane de euro. Sunt alte pretenții, da, bugetele. Deja au devenit toate lucrurile. Nu mai avem nici răbdare. E o chestiune care omul vrea acum. Păi și pentru fele bine. Într-un fel e bine, dar este impozit. Trebuie să avem și... Vrem mai mult. Da, păi uitați-vă, da, de când vorbim de... Am vorbit 8 ani de aeroport. Greu s-a făcut. Așa, vorbim și de, acum vorbim de autostradă. Vorbim de 10 ani de autostradă, da, și nu se face. Păi să nu te enervezi. Da, dar se lucrează. Deci nu, la autostradă fapt, se lucrează? Nu. Păi se lucrează la documentație. Poți să te apuci de ceva dacă nu ai proiectare, nu ai studiile necesare făcute. Greu, cu forcepsul. Okay, așa clar că nu prea, așa este. Dar nu prea mandat, de tragere de inimă. Se vede clar. Ce în mandatul ăsta, din 2016 încoace, lucrurile s-au pus în mișcare. Deci chiar s-au pus în mișcare prin PNDL, care eu cred că vrem, nu vrem, este creația lui Dragnea. Deci a făcut lucrul ăsta pe principiu, să scoatem satul românesc din noroi, și s-au făcut lucruri extraordinare. Deci în Iași ai 270 ceva de că le avem aici și notate, ca să nu și greșesc, 273 de obiective care prins fonduri europene sau fonduri guvernamentale prin PNDL 1 și PNDL 2. Deci asta înseamnă, ce, iar la fel, dar mă uit aici că mine le-am scos ca să nu greșesc foarte. 67 de școli, 39 de grădinițe, 8 creșe, 36 de dispensare medicale, 15 noi construite, 21 modernizate, 34 de lucrări extindere de aducțiune de apă în localitățile din județ, 16 lucrări de modernizare drumuri din localități, lucrări de modernizare poduri și podețe din localități. Bun, dar atunci localități. Nu credeți că problema e în altă parte? Nu, problema adică ori legată așa de organizare la nivel local, sau ori imaginea partidului. Eu cred că a fost dezastruos. Demonizat atât de puternic. Bun, da, implicit de la domnul Dragnea a coborât. La țara mai greu, lumea și chiar păi lumea, da, un analist 40% așteptat. Din populația județului Iași este municip. E adevărat, dar încă o dată pe rural iar zona, iar zona, deci cu favorabile pe care le-ați pierdut. Da, așa e, nu, dar am pierdut peste tot, deci n-are ce, unde am câștigat? Am pierdut peste tot, deci nu e chestia aceea. Ați câștigat Pașcaniu, ați mai câștigat localități, nu ați câștigat, la Schitul Duc ați pierdut. Bun, și am câștigat și Lungariu, că poftim. Ați văzut. Da. Ați pierdut la mine tot în jurul Iașului. De zona metropolitană, dezastru. Acolo a fost dezastru. Dezastru, da. Municipiu, catastrofă. Și... Bun, și apropo, pe municipiu cum vedeți redresarea? Care ar fi soluția? Muncă și comunicare cu oamenii. Adică lucrurile trebuie una la mână. Deci eliminat, eu cred că în momentul de față, așa zisele ținte care erau în PSD, începând cu Dragnea, cu Codrin Ștefănescu, cu Olguța Vasilescu, Carmen Dan, cu, mă rog, și îl punem aici dacă vreți pe domnul Meleșcanu, pentru Ireal lucrurile de... care, da, nu, eu vorbesc și de guvern, da, nu numai da, de, da, da, și de alianță, dacă vreți, până la urmă, de guvernare în general. Lucrurile... Deci țintele au dispărut. Eu așa cred. Ok, era o încărcătură, era o miză, era lucruri. Poate încărcau oamenii ăștia prin acțiunile lor, au reușit să deranjeze foarte mult sau să nemulțumească o masă foarte mare de cetățeni. Bun. În momentul de față s-au eliminat aceste ținte. Vom vedea ce se întâmplă. Dar știți cum e? Trebuie să despară și eu, că știți cum e, înlocuirea unor cetățeni sau unor oameni cu alții nu rezolvă lucrurile. Trebuie fapte. Categoric. Adică partidul trebuie să demonstreze că am învățat din prostiile pe care le-a făcut, că noi nu din mai cauza, noi din cauza multor lucruri din astea care au dărâmat, care au fost mai mult sau mai puțin au afectat, până la urmă Curtea Constituțională de cele mai multe ori a dat dreptate, ne-a dat dreptate. Am încercat să introducem în acele modificări la codurile penale, erau hotărâri ale Curții Constituționale de 10 ani în spate care trebuiau puse în operă. Deci sunt lucruri care s-a comunicat destul de defectuos și oamenii au fost
alimentați cu, doar cu, cu panică. Cu panică că se întâmplă, se întâmplă. Mereu teroare, mereu panică. Știți cum e? Stai rolul opoziției până la urmă. Dar n-a făcut opoziția, că dacă ar fi făcut opoziția era în regulă. Dar n-a făcut opoziția, asta e o altă discuție. Și de ale, o să vedeți că o să ajungă și PSD-ul în opoziție și tot va fi prea. În regulă, dar eu vorbesc, în momentul de față, jocurile și tensiunea și lucrurile... Dar cine a spus că nu opoziția? Cine a făcut? O să aflăm mai încolo, dar în niciun caz, nu opoziția, noi nu uităm ce se întâmplă. Soros, în cine? Statul paralel, credeți în statul paralel? Da, n-am de ce să nu cred, sigur că da. Da, interesant, nu știu, da. Eu întreb, eu, de exemplu, nu prea cred în stat paralel. Dar... Eu, cum să spun, n-am fost atins până acum, n-am avut niciun fel de problemă. Dacă există probe, da, fără nicio problemă, trebuie, sunt lucruri care, trebuie spuse deci, și dintre ele, deci, eu spun așa și pun vis-a-vis de statul paralel, gestionarea tabletelor la secțiile de vot de către STS. Ce treabă are STS-ul în ecuația asta? Când autoritatea electorală permanentă este o instituție a statului care este plătită, care este organizată, care este specială. Hai să intru în jocul dumneavoastră. Cum s-ar fi putut face frauda cu tabletele astea? Asta păi nu, întreb și eu. Adică să fi fost vot multiplu și tabletele să nu... Că nu sunt pricep. Multe, pot fi și chestii de vot multiplu, deci asta este una dintre ele. Deci oameni care sunt în listele electorale... Și tableta electorale, să nu țipe, nu? Sunt în listele electorale... Lista e lista electorală care e publică. Deci cu cetățenii care trebuie să voteze secția de votare. Acum știți cum e? Dacă nu mai avem încredere în nimic, păi nu știu ce facem în țara asta. Păi... Asta ni s-a inoculat din nefericire. Multe au fost și probate, demonstrate că e justificată această temere. Să nu uităm de protocoalele încheiate între servicii și zona juridică sau, mă rog, în Ministerul Justiției și toate astea. Bun, haideți că trece timpul și vreau să văd la nivel local. Deci, care sunt? Ați spus că au dispărut oamenii ăștia, balauri, să spunem așa. Tot la nivel național, tot la nivel național vorbim. Bun, dar la nivel local, vreo soluție? Adică nu s-a greșit aici nimic? Tot a mers uns, strună? Oamenii au așteptat. Eu sunt convins că scorul era același al PSD-ului, dacă autostrada era în lucru. Deci toate investițiile, dacă erau să lucra, eu sunt convins că pe fondul emoțional și modul cum a fost propagată această emoție, lucrul era la fel. Și stau și mă gândesc acum. Cum? Bun, dar nici să nu faci nimic, că spui că lumea nu ne votează. Dar nu putem spune că n-am făcut nimic. Zic din proiectele mari. Categor, dar nu se pune problema, adică nu e o chestiune care... Păi cam stagnează. Uite și cu aeroportul, proiect mare de 2 ani, se pierd acolo în hârtii. Nu știu care este. Hotărâți-vă, faceți pe partea asta, faceți pe parte, că știți discuția cu aeroportul nou. Și cu accesul. Și cu accesul, cu drumul de acces, că nu vrea primăria. Dom'le, puneți-vă la masă, noi să vă punem. Ce credeți, nu se încearcă? Nu există dorință? Există, că altfel nu mai ieși cu ea, dacă nu faci public ceva ce vrei să faci. La primărie, cine candidează? Că mai sunt câteva luni, nu e foarte mult timp. Președinția e și mai aproape. Păi bun, și, dar președinția se califică... Președinția trece, știți cum, trece vara, intrăm în campania aproape Păi nu, probabil acela, undeva prin septembrie, octombrie, vom ști și exact cum stăm și cu candidatul la primărie. Sau pe crezi că e posibil o întoarcere a fiului rătăcitor? O cred. Mihai Chirica? Nu îmi puneți întrebarea asta, că e vehiculată. Toată lumea spune întrebarea asta, și întrebat, înapoi, dacă era o variantă imposibilă cu totul, adică nu mai întrebam. Că... N-am făcut o discuție în nicio structură a partidului ca să spunem vine, nu vine, dacă ar veni, cum ar veni, dacă nu ar veni, ce ar veni. Își manifeste disponibilitatea. E complicat, adică s-a ajuns la vorbe grele. Da, vorbe grele și bun, sunt unii care sunt mai au conflicte mai... Acum, în politică, am văzut multe, adică stomac tare, închis broscoiul. Știți cum e? Trebuie să vezi și ce rămâne, adică ce a pus sau de ce ar trebui să faci lucrurile astea. Eu, de exemplu, sincer, eu pe domnul primar sunt foarte supărat pe ceea ce s-a întâmplat. Erați la un moment dat în relație bun. Și eu l-am lăsat ultimul din brațe. Eu ultimul l-am lăsat din brațe pe domnul Chirica. Mi-am amintit că erați... Da, am fost în acest apropiat. Eu am rupt, sau ca să zic din frontul. Mine, fiind secretarul organizației, la un moment dat am ieșit cu cei care erau
pe aripa Chirica și lăsând tot județul unde eu de fapt aveam și arealul și unde erau prietenii cu care am crescut din când sunt în partidul ăsta. Mihai a venit foarte târziu. Și am, nu, pentru că credeam, eram convins că atunci avea dreptate. Ulterior, mi-a mai avut dreptate. Când a venit, am fost în comitet executiv. Da, când? Când a început să atace partidul? Da, da. Sau când? Păi nu, a fost o ultimă discuție atunci când s-a rupt firul total într-un comitet executiv care a avut loc joi și și-a pus cenușă în cap, a spus domnule, ok, am greșit, am luat, nu știu ce, gata, închidem tot. Era președinte încă la era președintele partidului. Și s-a purtat această discuție, a avut acest discurs, gata, ok, mergem înainte, mă rog, și-a asumat. Dar asta după declarațiile lui pe ordonanță, nu? După aia, nu, alea au venit ulterior. Da, după declarațiile. Adică după 2017, da. Februarie. Și pe era undeva înainte de excludere, probabil, da, nu? Da, da. Și discuția, deci cexul a fost joi, și vineri a fost liniște și sâmbătă și duminică a ieșit pe două posturi de televiziune și ne-a făcut varză în sub. Și atunci a fost momentul atunci a luat, deci, și-a luat cu lumânarea, da. Da, nu poți, adică dragoste cu forța... Corect. Bun, dar întrebarea... N-am înțeles, deci sincer, acum ok. Domnul Chirica a fost ales primar al Iașului, managerul municipiului, deci să aducă fonduri, să facă lucruri. Probabil nu le-a făcut, nu știu, nu le vedem, dar să facă lucruri pentru Iași, nu contează cum. Pe principiu te faci frate cu dracu până treci puntea. El s-a poziționat așa într-un analist politic, într-un decident, da, în care să spună că e bun Xulescu, că nu e bună Firea, că e bun cum o cheamă, care a fost Turcoaica premier, primul premier. Șaideh, așa. După aia, mă rog, lucruri de genul ăsta. Eu că el trebuia să facă prieteni cu el, să aducă fonduri, să aducă bugete cât mai consistente. Bun, și probabil că el, el a căutat un pretext, așa pare, chiar imediat după alegeri, de a se certa cu Dragnea. Eu cred că a fost prost sfătuit. Vrea, nu vrea să recunoască, Dragnea l-a creat. Deci Dragnea l-a rugămintea... Dragnea, cred că l-a creat filiala Eșeană, că dacă nu era, asta vreau să dacă spun, nu era Nikita și atunci când nu, a fost... Nu, dacă nu era Nikita în situația în care era. Păi nu, dacă nu era Nikita când l-a susținut, când l-a făcut președinte șef la municipiu... Da, ok, în regulă. Noi, după aia a plecat, deci, sau era chestia guvernatorul... Deci cum a fost evoluția domnului Chirica în plan politic și ascensiunea fulminantă, știu doi oameni foarte clar. Unul este la dumneavoastră în birou și unul este Sorin Iacoban. Și dacă vreodată o să vreți să stăm la o cafea să vă povestim exact care au fost pașii și rugămințele pentru Iași. Deci la Dragnea ne-am căciulit, ca să spun așa, că bun, nu putem să nu avem unul. Bun, mai avem câteva minute. Ce faceți? Că sunteți păi asta știu. Dar sunteți descoperit pe nu mai descoperit decât ceilalți. Da, e aici nu mai când suntem în acea, suntem, eu zic, suntem în grafic. Da, da, știți cum e, măcar ceilalți par a avea ceva mai multe voturi. Că USR Plus nici el n-a stabilit, sau nici ei, că sunt două partide, n-au stabilit ce vor face. Dar măcar pare că au voturi. Noi, PNL-ul nu știu ce va face. Exact, ca și la Național, dar nu ne interesează. Noi, până la urmă, trebuie să venim cu un om care să spună ce face și ce... Cine? Se găsește. Și nu eu. Sunt Marcel Popa, Camila Gavrilă, Tudor Ciuhodaru... Da, aveți niște nume. Aveți și, e posibil și din exterior, să aveți niște nume. Vom pune în... Veți face un sondaj? Da, în septembrie. Până în septembrie o să avem finalizat. Nu știu dacă veți vedea că nasol? Da, ok, asta este. De asumăm ce putem face. Să lucrăm, să recâștigăm, să pentru recuperăm. Votul pe municipiu, dacă va fi dezastru, va conta în votul pe... Pentru Consiliul Județean. Eu mă refer la local. În toate vor conta. Și atunci va fi o înfrângere posibilă și la Consiliul Județean, unde sunt iar alegeri unui nominal și unei iar. Practic va fi un tandem. La locale vom avea tandem. Președinte primar, președinte Consiliul Județean. Acum facem așa niște amintiri. Mă bucuram tare mult când în 2016, că aveam și Consiliul Județean și Consiliul Local și mi-ai părea că sunt legi foarte bine. Aveați tot, 10 parlamentari, guvernarea. 9-10. Era foarte bine. Deci toate lucrurile arătau foarte bine și s-a dus naibii totul pe lucruri personale, pe orgolii.
pe orgolii, pe, nu știu, decizii luate la nivel național la Iurea, poate că și la nivel local au fost ceva probleme, dar astea rămâne să le analizați acolo în filială și să luați soluția optimă. Oricum, noi urmărim și e frumos ce se întâmplă, că știți cum aveți e, opinii de mâncat. Când, e adevărat, dar în momentul când sunt atâtea necunoscute, e frumos, poți face analize, poți să vezi ce face unul. Ține fericit, nu sunt numai pentru până unde merge compromisul în politică și așa mai departe. Bun, domnul Câtea, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Succes în activitate și la federația pe care o conduceți. Și acolo e mult mai bine și mult mai eficient. Da? Și în activitatea parlamentară, chiar dacă nu mai e mult, un an de zile. Mulțumesc și noastră pentru atenție, sunt Florin Ghețău, numai bine!